Propunerea legislativă pentru completarea legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat prevede ca familiile nevoiașe care au în întreținere copii de vârstă preșcolară să poată beneficia de ajutor social doar în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile școlare. Prin proiect se propune, de asemenea, ca inspectoratele școlare județene să comunice agențiilor teritoriale situația privind absențele școlare nemotivate înregistrate de către copii. În cazul în care un copil va avea 100 de absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, ajutorul social va fi sistat. E foarte important cum va fi pusă în practică, pentru că dacă alocația de susținere a familiei ca destinație familia și educația copilului până în cele din urmă, este foarte bună condiționarea de prezență la școală. Venitul minim garantat, eu îl văd că are un pic altă destinație, dar este adevărat în egală măsură că s-a constatat că abandonul școlar este prezent acolo unde familia este inclusă, este defavorizată și este ca și beneficiar de venit minim garantat printre alte beneficii sociale. Repet, ideea este bună, dar depinde foarte mult cum o să o punem în aplicare. Semnatarii proiectului arată că unul dintre efectele imediate ale abandonului școlar constă în implicarea acestor copii în activitatea infracțională și că minorii care abandonează învățământul sunt principalele victime ale rețelelor de trafic de persoane și ale cerșetoriei. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Senat în calitate de primă cameră sesizată.